Suntem în localitatea Ieftimie Murgu, județul Caraș-Severin. Alături de noi este doamna Mariana, în partea stângă, și doamna Iosefina, în partea dreaptă, mama doamnei Mariana. Și tot în partea stângă este Gigi Scridon, voluntarul nostru de aici, din această zonă, cel care ne ajută să identificăm cazurile sociale care au nevoie de ajutorul nostru. Acum, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, această familie, fiică și mamă, aveau nevoie de ajutorul nostru, de sprijinul nostru, pentru că locuiesc în condiții foarte grele, nu au resurse financiare, doamna Iosefina este și bolnavă de cancer, cancer la nas, după cum se poate vedea, și aveau nevoie de lemne de foc, de alimente și de o sobă care să facă căldură. Chiar acum, când vorbesc, aici este chiar foarte frig, afară este minus 10, minus 11 grade, aici în casă diferența nu este foarte mare. Așa cum am spus, era nevoie de lemne, era nevoie de alimente și de multe alte lucruri. Și cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cu ajutorul dumneavoastră, sponsorii și donatorii noștri, am reușit să acoperim aceste nevoi. Gigi, aș vrea să ne spui în câteva cuvinte cum s-au rezolvat, cum s-au acoperit aceste nevoi pentru doamna Mariana și doamna Iosefina. Exact înainte de sărbători s-au adus alimente suficiente pentru perioada aceasta. Apoi s-a rezolvat și situația cu lemnele. Urmează ca un patron cu care am vorbit, care are o fabrică de cherestea, să aducă lemnele la timp pentru toată iarna. Și chiar acum am adus o sobă de încălzit pentru doamnele acestea. Ok, soba va veni pentru că am plătit-o, eu pentru că sunt din zona Radului, nu voi mai avea timp să stau acum până o să vină soba, nu putem să o filmăm, dar este comandată din Bozovici. Urmează să vină în cursul zilei de astăzi. Exact, ea a fost comandată, a fost plătită, Gigi, știu că tu te vei ocupa de montarea ei aici la această familie și vreau să mulțumim celor care au ajutat această familie, pe doamna Mariana, pe doamna Iosefina, ca acum, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, să poată să aibă tot ce este nevoie. Le mulțumim din suflet, Dumnezeu să le dea sănătate și le urăm un an nou fericit și multe bucurii.